Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea Religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Un influent preot rus, paroh al bisericii de la sediul forțelor de rachete strategice ale Moscovei, a murit duminică dimineață în Ucraina, anunță Patriarhia Rusă. În urmă cu o lună, el a făcut câteva afirmații controversate despre mamele care își pierd fiii în război. Și tot astăzi ne uităm la rugăciunile bizare ale unui călugăr ortodox rus care îi invită pe soldații ruși și le arată cum se încarcă creștinește un Kalashnikov. Rămâneți cu noi, începem! Un preot mort în război încă șochează prin mesajul transmis mamelor care își pierd fiii. Înțeleg foarte bine, a spus el, că Dumnezeu a permis fiecarei femei, în cele mai multe cazuri, să aibă mulți copii. Și dacă o femeie îndeplinește această poruncă a lui Dumnezeu de a procrea, de obicei înseamnă că ea va avea mai mult de un copil în majoritatea cazurilor. În consecință, nu va fi la fel de dureros și de terifiant pentru ea să-și piardă copilul. Care au fost reacțiile stârnite de aceste declarații, dar și care este declarația Patriarhiei Ruse, care, iată, a anunțat moartea preotului în războiul din Ucraina. Vă spunem chiar acum, împreună cu pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea Religioasă! Bine v-a regăsit! În studio alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu, doctor în sociologie, licențiat în drept. Bine ați revenit la Lumea Religioasă! Bun găsit! Mergem pentru început la Cristian Dobra. Cristian Dobra, te rugăm, cine este preotul Mihail Vladimirovici Vasiliev? De ce este considerat un preot influent? Este un preot influent pentru că, pe lângă faptul că protocol la Biserica și cuviosul Ilia din afara Moscovei, unde oferea asistență spirituală forțelor strategice de rachetă ale Rusiei care operează arsenalul nuclear al armatei. Deci, dacă vă puteți imagina, soldații care manipulează rachetele nucleare au un preot care stă lângă ei să le liniștească conștiința în caz că este nevoie să lanseze un atac nuclear, să nu aibă un atac de conștiință și să nu facă ce trebuie, nu? Deci acest preot trebuia să-i încurajeze, să le dea suportul moral. De asemenea, a fost consilier al înalt consilier al Bisericii Ortodoxe Ruse, responsabil cu cooperarea cu forțele armate. Eu nu știu câte biserici din lumea asta au un astfel de departament. Deci imaginați-vă, Biserica Ortodoxă Rusă are un departament însărcinat de colaborarea cu armata. Și acest preot era responsabilul care să facă legătura între armată și biserică. Probabil că este unul dintre responsabilii pentru ceea ce vedem la Patriarhul Chiril și la Putin, despre cum colaborează biserica cu intențiile lui Putin în acest război. Înainte de a analiza mesajul de acum o lună de zile, cumva care vizează mamele care își pierd fiii în război, vreau să mai rămânem puțin asupra identității lui. Patriarhia Rusă menționează că în calitate de preot, Vasiliev a participat la călătorii de afaceri în puncte fierbinți și la operațiuni de menținere a păcii. Ce reiese din această declarație? Care era misiunea lui mai exact în contextul acesta despre care tocmai am amintit? După cum îl vedem și în poza pe care a spus-o la început, nu prea arată preot, arată soldat, parașutist sau ceva de genul acesta. A călătorit în misiuni de menținerea păcii, se spune, în Kosovo, Poznia, Albania, Kyrgyzstan, Caucazul de Nord, Siria, deci omul este umblat, a fost umblat în calitate de preot, de consilier spiritual. Dar se vede că lui îi place foarte mult armata, războiul, deci nu se rezumă doar la a-i binecuvânta pe cei nevoie, ci a fost foarte implicat. Președintele Putin a semnat decretul cu privire la conferirea titlului de erou al Federației Ruse, numindu-l preotul războinic. Era un preot pacific. Eu încă nu am înțeles cum se împacă aceste două lucruri. Preoții vor să fie non-combatanți și în același timp vor să fie și combatanți, sau cel puțin să-i binecuvânteze pe cei care combat. Ești necombatant pentru că nu crezi în violență și nu vrei să cauzezi moarte. Dar cum poți să fii necombatant și în același timp să binecuvântezi pe cel care omoară pe altul? Nu știu, pentru mine este un nonsens. Pastorul Petrescu înțelege lucrul acesta. Acum, trebuie să menționăm că instituția capelanilor militari are o lungă tradiție în foarte multe țări, începând cu America și în România. Există capelani militari, aparținând diverselor biserici. Doar că rolul capelanului militar nu este să promoveze războiul, spiritul combatant, ci să asigure asistență spirituală specifică celor care sunt puși într-o situație imposibilă în care fie îți dai viața, fie iei viața cuiva. În general, ei sunt ofițeri. Mi-aduc aminte de câțiva dintre ei cu notorietate mare în America și nu numai, dar rămân în acest cadru specific de preot, de pastor, de confesor pentru cei care sunt în armată. Preotul acesta nu prea se încadrează profilului. Observăm că, bun, e absolvent de Universitatea Lomonosov, absolvent al Academiei Superioare Militare a Rusiei, implicat în tot felul de călătorii care țin mai mult de politică decât de slujirea semenilor. Sfârșit, treaba lor. Dar folosirea hainei preoțești, mă rog, chiar dacă ești îmbrăcat în uniformă, asta se vede că este preot, folosirea hainei și a funcției preoțești în promovarea războiului și mai ales să arunci astfel de afirmații de un cinism absolut inadmisibil, n-am auzit afirmații mai cinică decât asta, da. E grav. Sigur, e regretabil, preotul acesta, așa cum spuneam, a murit, însă la sfârșitul lunii trecute, el a făcut câteva declarații deosebit de controversate. El spune, înțeleg foarte bine, Dumnezeu a permis fiecarei femei, în cele mai multe cazuri, să aibă mai mulți copii și dacă o femeie îndeplinește această poruncă a lui Dumnezeu de a procrea, de obicei înseamnă că ea va avea mai mulți copii în majoritatea cazurilor. În consecință, nu va fi la fel de dureros și de terifiant pentru ea să-și piardă copilul. Care au fost, Cristian Dobra, reacțiile stârnite de aceste declarații? Putem ști, putem intui? Nu avem date despre reacții importante din partea populației de rând la comentariile lui, poate și din cauza că în foarte multe culturi este rădăcinată ideea că rolul femeii este procreerea, iar femeile care nu au copii sau au copii puțin nu și-au îndeplinit scopul în această viață, drept pentru care ceea ce el spune este ceva ce mulți oameni gândesc. O femeie trebuie să aibă mulți copii și dacă are mulți copii și îi moare unul, nu e așa mare tragedie. Din 7 îți moare unul. Acum, pentru noi, ca oameni moderni, este un șoc, pentru că nu e niciun părinte care să zică din 5 copii poți să renunți la unul. Nu? Fiecare copil este important. Și atât pe Twitter cât și pe alte rețele, foarte mulți ruși a spus acum că Dumnezeu l-a chemat la socoteală pentru cuvintele lui, l-a chemat să dea socoteală și alții care spun va ajunge direct în iad. Deci a stârnit reacții, dar mai mult în acea sector al populației mai educat. Probabil că pe mulți nu i-a șocat așa de tare cum ne șochează pe noi acum răspunsul lui. Mulțumesc mult, Cristian Dobra, pentru corespondența de astăzi, pentru intervenția de astăzi din emisiune. Toate bune îți dorim și ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Cu mare plăcere, la revedere! Aici în studio, vă reamintesc, este pastorul Valeriu Petrescu. Cum comentați mesajul, iată, acestui preot, care la ora aceasta este decedat? Se zice că despre morți numai de bine, dar când a rostit cuvintele alea era în viață, așa că voi comenta momentul acela. E un cinism dezgustător ce a spus el, care nu se potrivește niciunui om cu judecată, cu atât mai puțin unui preot. Să spui că o mamă își poate doza sentimentele față de copii în funcție de numărul copiilor pe care ea are și că dacă moare unul, asta este, mă doare, dar nu așa de tare ca în cazul în care ar fi fost unicul copil. Iar pe de altă parte, asta e ideologie nazistă care obliga femeile să aibă copii pentru ca Hitler să aibă carne de tun de trimis pe front. E aceeași gândire. Nu e vorba de un accident și îți moare un copil. E o tragedie. Și mă rog, să zicem că dacă mai ai câțiva, te mai mângâi cu asta. Ci e vorba de o intenționalitate să faci copii ca Putin, în cazul acesta, să aibă ce trimite pe front. E incalificabil așa ceva. Acum reacția publică e amestecată, cum spunea colegul. Dar așa, judecând lucrurile obiectiv, nu pot să nu te întreb ce fel de slujitori ai bisericii sunt ăștia și ce fel de biserică este asta care promovează o astfel de gândire. Și așa cum spuneți, nu judecăm omul, ci încercăm să ne dăm seama de mentalitatea pe care a dezvoltat-o, pentru că ce urmează chiar adâncește semnul nostru de întrebare. Un călugăr ortodox rus a filmat o înregistrare video în care le arată soldaților ruși cum trebuie încărcată corect o pușcă Kalashnikov din punct de vedere creștinesc. Ceea ce vedem acum este în principal un război spiritual, spune călugărul. Antichristul avansează împotriva Sfântului Popor Rus al ortodoxismului, spune el mai departe. Aș vrea să vă învăț cum să încărcați corect muniția, pentru că un glonț să intre în țintă, să distrugă inamicul, nu trebuie tras așa, oricum, în aer, pentru că asta ne învață Sfinții Părinți. Vă reamintesc că aici în studio alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu. Este un clip pe care cred că l-a vizionat toată lumea, a făcut un conjurul lumii. Este acest gest, un gest de intimidare sau de propagandă. Încă o dată, noi nu judecăm oameni, nu judecăm biserici și încercăm să prindem mentalitatea care, din nefericire, este mentalitatea, iată, a unui călugăr. Mai devreme am avut un preot. Da, este șocant să vezi amestecul ăsta între sacru și profan. Se presupune că un călugăr, mai mult decât un preot, este un om dedicat în totul slujirii lui Dumnezeu și semenilor. Că e așa puțin mai departe de lumea pământeană și că în niciun caz nu poate fi implicat în vreun conflict decât într-unul spiritual, cum zice Biblia, că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor. Ori să faci gestul ăsta, îndemnându-i pe soldați să tragă la țintă, să nu tragă pe alături și pentru asta să rostească vorbele magice pe care el le folosește, mi se pare aproape de domeniul patologicului. Însă, văzând filmarea, clipul respectiv, observ că gesturile pe care le face călugărul sunt foarte familiare. Seamănă foarte mult cu gesturile acelea ale credincioșilor care mișcă mătăniile, știți, mătăniile le-a puse pe un fir, rostind anumite cuvinte, rugăciuni, sau cu gesturile musulmanilor care au același gest, trecând, nu știu cum se cheamă la ei, nu-i rozariu ca la catolici, așa, tot așa o ață cu biluțe, și rostesc niște vorbe magice. Asta face călugărul. Uitați-vă, ia cartușele, le bagă în încărcătorul Kalashnikovului și rostește niște cuvinte despre care spune că astea trebuie rostite. Da, da, amintește niște sfinți. Adică asta nu e, asta nu e nici creștinism. Asta e pur și simplu magie, șamanism, gesturi de-astea magice. Nu e creștinism pentru că se regăsește și în afara creștinismului gândirea asta, că dacă rostești niște cuvinte magice, atunci se va întâmpla ceva. Ăsta e un aspect. Dar aspectul principal este inimaginabilă suprapunere de haină preoțească, deși când mă uit la paftaua lui seamănă mai mult la îmbrăcăminte militară, chiar dacă are o cruce pe ea. Da, este inexplicabil și pentru faptul că se pleacă din zona de război, zona politică, și se intră cu nonșalanță în zona religioasă. Și mai adaug o informație pe care vă rog să o comentați. Dimitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a notat la rândul său, într-o postare făcută pe Telegram, că războiul Rusiei împotriva Ucrainei este un conflict sacru cu satana, avertizând că Moscova ar putea trimite toți dușmanii săi în focurile eterne ale ghenei. Măcar ăsta e un delir politicianist, care uzează de toate mijloacele retorice, mă rog, nu că ar fi un retor Medvedev, uzează de toate mijloacele pentru a-și promova cauza. Adică noi nu luptăm împotriva fraților noștri ortodoxi ucraineni, cum este realitatea, ci luptăm împotriva lui Antichrist, care nu știu cum s-a întrupat în Ucraina. Dar nu numai în Ucraina, ci și în tot vestul, care vrea să distrugă Sfânta Rusie. Asta e delir deja. Însă, în timp ce oamenii ăștia, călugărul Medvedev și alții ca ei, intră în astfel de zone de delir și de cinism, oamenii obișnuiți, cei trimiși pe front, ca și cei atacați, suferă, mor, sunt răniți, se produc distrugeri și culmea este că în numele religiei, în numele lui Dumnezeu. Pe de altă parte, mai e un paradox aici, că un stat care ani de zile a fost declarat ateu și promotor al ateismului, deodată s-a întors în direcția diametral opusă și acum propovăduiește niște lucruri care n-au nimic de a face nici cu Dumnezeu, nici cu Evanghelia, ci cu satana, da, au de a face. Întorcându-ne la călugăr, v-ați uitat pe rugăciunile lui, deci el încarcă, pune un glonț, spune cam ce rugăciune ar trebui făcută. Trebuie rostită formula magică. Exact, formula. Ce ați remarcat la rugăciunile acestea? Păi, care le invocă și, iată, le livrează ca un mesaj cheie pentru soldați. Bun, rugăciunile fac parte din recuzita obișnuită ortodoxă a rostirii dorinței de a beneficia de mijlocirea Fecioarei Maria, Sfinților și așa mai departe. E în tradiția bisericilor istorice. Ideea asta, că apelăm la sfinți care să ne ajute, chiar și să țintim bine și să ne omorâm dușmanii. În privința lui Dumnezeu îi găsim vreun loc pe aici? Că dacă tot vorbim despre război sfânt, dacă tot vorbim despre satana, dacă tot vorbim de atâtea ori despre Dumnezeu... Pentru mine, gesturile și vorbele despre care discutam în știrea precedentă sunt o flagrantă încălcare a poruncii lui Dumnezeu, care zice să nu iei în deșert numele Dumnezeului tău. Adică să-L pui pe Dumnezeu în toată mizeria asta, care este războiul acesta, este incalificabil pentru cineva care se numește pe sine creștin. Mergem mai departe. În fiecare zi se lansează știri, unele dintre ele au legătură cu lumea religioasă. V-am pregătit un astfel de grupaj, este scurt, îl urmărim, după care revenim aici în studio. Multe știri din lumea religioasă trec pe lângă noi neobservate, deși au un grad ridicat de relevanță din punct de vedere social. În Israel, de pildă, o biserică ortodoxă din Beit Sahur, lângă Betleem, a fost atacată. Jerusalem Post raportează că zeci de musulmani au aruncat cu pietre în biserică și aceasta a reclamat mai multe pagube. Potrivit liderilor bisericii, atacul a venit după o ceartă între tineri. Ei condamnă acest atac și cer ca autoritatea palestiniană să-i aducă pe atacatori în fața justiției cât mai curând posibil. În Italia, creșterile excesive a prețului energiei electrice și a gazelor au constrâns bisericile la decizii drastice. Astfel, una dintre biserici a cerut credincioșilor parohiei să contribuie cu viramente bancare în sprijinul activităților, în timp ce un alt preot a declarat că un grad sau două pot face diferența, așa că a optat pentru ținerea slujbelor într-o altă clădire cu temperatură controlată. O organizație creștină din Texas a donat 225.000 de Biblii la solicitarea guvernului din Macedonia de Nord. Biblia în limba macedoneană este considerată o raritate, un motiv în plus ca acestea să fie primite cu inimile deschise de macedoneni. Impulsionați de interesul în creștere al populației privind viața de credință, guvernul solicită o nouă tranșă de 225.000 de Biblii pentru anul viitor. Ajungem și în lumea Disney, acolo unde vedeta Vanessa Hudgens vorbește despre un nou film în care povestește călătoria ei spirituală în lumea vrăjitoriei. Actrița nu este la prima producție de acest gen, ceea ce a atras atenția liderilor creștini care iau atitudine și avertizează cu privire la pericolele spiritismului. De luna aceasta avem două noi platforme care ne țin la curent cu informații din lumea creștină. Este vorba despre Verdinit în Norvegia și Swisscat în Elveția. Cele două canale își propun să promoveze credința în Biblie drept cuvânt al lui Dumnezeu, valoare inviolabilă a vieții umane și puterea creatoare a valorilor creștine în societate. Cercetează tot, păstrează ce este bun. Ne întoarcem aici, unde se află invitatul nostru, pastorul Valeriu Petrescu. Da, să cercetăm tot, pentru că, iată, lumea religioasă chiar ne dă subiecte și să păstrăm ce este bun. Ce păstrăm? Păstrăm încrederea în Dumnezeu și în călăuzirea sa. Păstrăm încrederea că Scriptura este adevărată și că cele prezise în ea se împlinesc sub ochii noștri. Păstrăm încrederea că nu suntem singuri pe lumea asta, și că, deși suntem implicați în acest război spiritual, nu cel de care vorbea călugărul, preotul și alții de teapa lor, ci un război spiritual real, și păstrăm încrederea că într-o lume debusolată și destul de tulbure, totuși Evanghelia se răspândește. Și unde devenim atenți? Când începem să vibrăm și să fim atenți și să începem să gândim într-un fel în care să ne ajute să înțelegem și să ne și poziționăm. De exemplu, din știrile pe care le-am prezentat, ce v-a reținut atenția? Păi mi-a reținut atenția necesitatea de a asculta, de a fi la curent, acum nu o să pierdem toată ziua încărcându-ne cu știri, și de a verifica în lumina cuvântului lui Dumnezeu ceea ce se întâmplă. Ce este real, ce nu este real, ce este adevărat și ce conduce la aberații. Vechea rostire biblică la lege și la mărturie e cu atât mai valabilă astăzi într-o lume religioasă și, în general, într-o lume extrem de confuză. O lume confuză care, iată, își mai găsește loc și pentru Biblie. Era o știre cu Biblia. Dumneavoastră ați făcut referire la Biblie, la Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici și vă aștept și cu altă ocazie să comentăm lumea religioasă care, iată, ne oferă atât de multe știri. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Sunt Beatrice Lospa. Toate bune! We'll be right back.